După cum vedeți și în titlu, mi-a fost pat contul. Fie să renască numai cel ce har. Are tare naște curățit prin jar. Fie să renască țara românească. Astăzi ca și mâine, purul și acum. Salutare, deci bine ai venit la un nou episod aici pe canal. Eu sunt LCH Gamer și astăzi vreau să vă arăt un match totalmente halucinant din Weekend League. Cum se poate schimba jocul de la o secundă la alta, cum poți să iei gol stupid și cum pur și simplu nu te poți apăra. Înainte să începem, aș vrea să te rog să lași un like acestui video. Ar fi minunat dacă am face 50 de like-uri. Mi-ar da mie o idee dacă vă plac astfel de videouri, să vă arăt niște meciuri ieșite din comun din timpul Weekend League-ului. Și bineînțeles, dacă ești nou aici pe canal sau dacă încă nu ai făcut-o, lasă un subscribe. Să facem 300 de subscribers, să creștem canalul din ce în ce mai mult, ar însemna enorm pentru mine. Asta este echipa cu care am jucat tot acest weekend. Am reușit să prind în mid icon, l-am prins pe Deco, nu sunt chiar atât de mulțumit, însă se putea și mai rău. Asta este echipa adversarului, arată normal, fără prea multe superbități, 2 icon lone acolo, Clivert și Baggio. În rest, jucători la care le poți ține piept. Meciul a început superb de bine pentru el, un finez de la vreo 18 metri cu Son, ca la carte, intrat în poartă. Clipez de două ori, strănut odată că încă eram bolnăvior la momentul jocului și bam, se face 2-0. Bine, am mutat total retardat portarul acolo. La câteva secunde scapă din nou 1-1 versus De Gea, apără odată De Gea, apără de două ori, însă reușește Son țepe și o bagă în poartă, 3-0 și deja mă gândeam să dau un rage quit, dar eu niciodată nu dau rage quit. Mai clipez de două ori, se face 4-0 și moralul se duce ușor în cap, reușește Dele Alli să-l scrie. Faza asta este monumentală, așa mi-a arătat jocul aici, că trebuie să pierd meciul și că trebuie să iau goluri. Son golul 4, dar ce face Davison Sanchez acolo, nu știu, n-am înțeles, i-a trecut mingea prin picior, literally, e imposibil jocul ăsta. În fine, mergem mai departe, minutul 38, se face 6-0. Fundașii mei visau, marcaj, Nema, în fine. Trecem peste, puteam să intrăm cu un gol la pauză, însă Sané cu dreptul dă în bară. Undeva în minutul 45 adversarul nostru începe cu astfel de mizerii să paseze în spate. 6-0 pentru tine și tu începi să faci mizeriile astea, să tragi de timp și să te oftici că nu ies din meci, că nu dau rage quit. Bă, pentru mine poate alea 400 de puncte de la Rivals înseamnă ceva. Din păcate n-am reușit să-i prind, bam, i-am prins mingea, dar n-am reușit să-i dau gol. Deco aici, 1-1 cu portarul, nu reușește să-l înscrie. Figo pe colțul scurt și facem 6-1. Și în ocazia precedentă tot Figo a fost. Mergem mai departe și nu ne lăsăm, pasăm la mijloc acolo cu Aubameyang, din nou Walker pentru Figo pe margine, facem un mic skill și cu De Bruyne o bubuim în poartă, reușim din nou să scăpăm cu Figo, ne întoarcem frumos cu o ruletă pentru Aubameyang, 6-3 și deja meciul începe să prindă contur. În tot acest timp, adversarul meu pasa foarte mult cu fundașii, încerca să tragă de timp, nu ataca, nu se băga la joc, pur și simplu făcea un anti-joc super murdar. Primim aici un penalty pe care nu îl refuzăm și reușim să înscriem cu Figo pentru 6-4. Ajunge cu mingea până aici, pasează la Robertson în bandă,
Și acum o pasă lungă până la, la portar. Păi cum să nu-l ataci? Cum să nu sari pe el? Cum să nu spui all attacking, full attacking? Și bineînțeles, recuperăm cu, cu Kante. Avem și puțin noroc, dar pasa asta la final a fost ceva de, de neînțeles. Nu i-am făcut asta. Însă adversarul nostru continuă să, să facă aceleași căcaturi, același jeg de mentalitate pe el. Reușim să intrăm în careu cu Sané, mingea acolo se încurcă în adversare, ajunge până la urmă mingea la Sterling, care cu poartă goală nu iartă. Reușim iară să recuperăm, însă din păcate jocul a zis că bă, nu pot chiar să câștigi. Aici cumva mi-a șutat, dar n-am înțeles cum mi-a șutat. Aruncă mingea cu portarul, o saltă peste fundașii mei și cu Roberto Baggio o lobează peste portar. Dacă ne uităm la statistici, nu am fost departe ca și joc. Bine, am șutat de 5 ori, de 7 ori pe poartă, i-am dat 5 goluri, el a șutat de 13 ori și a dat 7 goluri. A fost un meci tare dubios, n-am înțeles. Ce s-a gândit el, ce a vrut el să facă după ce a condus cu 6-0. Îmi pare bine că am reușit să îmi reglez jocul și să dau totuși 5 goluri, e ceva. M-a supărat faza aia în care Aubameyang mi-a șutat acolo foarte prost, a fost împins, cumva din cădere a șutat. În fine, nu mai contează. Weekend League este un mister și un mister va rămâne. Vă mulțumesc că v-ați uitat și la acest video, nu uitați să lăsați un like, mă puteți găsi pe pagina de Instagram unde îmi puteți da follow sau dacă încă stați pe Facebook, pe pagina de Facebook LCH Gamer. Vă aștept cu întrebări, îmi puteți trimite echipe, vă ajut cu tot ce știu eu mai bine despre acest joc și până data viitoare nu uitați, jucați FIFA că nu vreți să fiu eu mai bun decât voi. V-am pupat, ceau! Și nu dau înapoi, fac pasul și mai mare. Eu sunt omul care-mi dă cea mai mare încurajare. N-am nevoie de milă sau de compasiune. Am nevoie de o minte clară să pot vorbi la lume. Și nu dau înapoi, fac pasul și mai mare. Eu sunt omul care-mi dă